Au început să apară pariurile pentru Jocurile Olimpice din această vară. Jocurile Olimpice debutează pe 24 iulie, se încheie pe 9 august. Destul de scurtă ediția din acest an a Jocurilor Olimpice. Mare favorită este echipa Statelor Unite cu o cotă de 1-10 pentru a câștiga cele mai multe turnee, cele mai multe medalii la turneul, la Jocurile Olimpice. Urmează China, cota 8, Marea Britanie, cota 9, Japonia, 12 și Germania, 36. Au apărut și cotele pentru câștigătoarea turneului de fotbal de la Olimpiadă. Sunt cam toate echipele, dar mai puțin România. România e singura care nu are cotă sau cel puțin nu am găsit-o eu deocamdată. Brazilia e mare favorită cu o cotă de 5.50, Germania 6, Spania 6.50, cam aceeași treabă ca de fiecare dată, ca la orice turneu final de fotbal, însă să ne gândim că ar putea, am putea avea situații care să dezechilibreze balanța, în sensul că știm că sunt doi fotbaliști permiși peste 23 de ani, doi fotbaliști de orice vârstă care se pot alătura lotului și gândiți-vă cum ar fi să apară un Messi, un Neymar și așa mai departe la Olimpiadă. Mergem mai departe, haideți să vedem supercotele propuse de colegii mei.